Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Părul stă ca dracu, l-am prins, dar degeaba. Este un soare minunat afară și eu stau în casă și filmez videoclipuri pentru voi. Ce pot spune? Faina acasă cu coronavirus? Cine dă un like va primi o corona din partea mea. Fără virus, că aveți voi antivirus. Am încercat să fac o glumă. Astăzi, după cum v-am zis și pe un story, pentru că acum putem pune story sau momente sau cum dracu se zic, story pe YouTube le zic eu, v-am anunțat că mi-am schimbat telefonul, pentru că da, cum am mai zis eu pe live-uri, deși am zis în glumă, am spus, când o să mi se rupă husa de la telefon, o să mi-l schimb. Așa că mi-am schimbat telefonul, nu știu cum, minune, prietenul meu din, cu cazanele de zboală m-a ajutat, habar n-am. Deci, astăzi, review sau telefon versus telefon, Huawei P9 Lite-ul care filmez și vechiul meu Samsung J3. Motivul principal, pe lângă husă, mă rog, asta am zis în glumă. Motivul principal pentru care m-am gândit să-mi schimb telefonul a fost faptul că ăsta avea o problemă. Nu știu de ce, ori era de la card, ori aveam virus, dar am reinstalat Android-ul. Eu nu știu de ce, cred că este de nou un update de la ei, dar asta e altă parte. De la un moment dat, cam după ce mi s-a făcut update la versiunea de Android, mi se stricau fișierele de pe card. Gen, melodiile schimbau numele de zici că am dat cu pumnii tastatură și când dădeam play, cânta până la secunda 3, sărea la 40, dădea înapoi la un refren, sărea la ultima strof, venea înapoi, era zăpăceală mare și fotografiile și fișierele erau absolut distruse, adică nu se mai înțelegea nimic de pe ele, se pixela tot, era blurată imaginea, nu știu de ce făcea așa. Și ca să remediez trebuia ori să dau restart la telefon, ori să scot cardul, să-l bag la loc. Odată am încercat gen să scot cardul, dar numai să-l ignore telefonul fără să-l mai scot, că mi-era lene să caut cheița și mi s-a stricat, mi s-a șters tot ce aveam pe card. Nu știu de ce, ar putea să fie de la card, poate intra mizerie ceva înăuntru telefon prin gaura de la cheiță, că na, l-am ținut mai acus și s-a strâns praful acolo. Cine știe, sper să nu se mai repete că folosesc același card. Voi afla de-a lungul timpului dacă era de la telefon sau de la card, că mi se stricau fișierele, că se strica numai ce aveam salvat pe card, ce era salvat în memorie internă, n-avea treabă. În fine, hai fără să terminăm cu motivele astea. Specificațiile, că vă interesează. Samsung-ul ăsta are cam așa, 16 internă, 2 GB RAM, baterie 2200 sau 2300 pudeva pe acolo, ecran de 5.5, HD 720p cum vreți să zic, camere 5 cu 13 și blitz pe față, pe spate. Și un detaliu inestetic ce nu-mi plăcea la el era că mufa de căști, eu cu audio, era pe partea de jos. Și eu mereu stricam căștile la mufă, că eu când mai vorbeam cu careva pe videocall, ca un gras ce sunt, puneam telefonul așa pe burtă când stăteam în pat și se îndoia cablul, firul de la căști și se mai stricau. Dar, da, măcar ăsta are geo cu audio pe partea de sus, din fericire. Bine, oricum, știu că e mai bine pentru cei care ascultă muzică la căști, că sunt pe stradă, că știți cum e, cum bași telefonul în buzunar, mai bine să fie pe partea de jos, mufa de la căști. Dar eu, când ascult muzică, că sunt pe stradă, eu nu folosesc căștile. Și nu sunt cocalar de la cu boxă. Eu am aici o șapcă cu Bluetooth, cu asta ascult muzică și răspund și vorbesc la telefon când sunt pe afară. Se are pe aici o mufă de încărcare, o să-i fac review cât de curând. Dacă vreți, lăsați un comentariu și probabil că vă întrebați. Bun, ai căciulă, dar vara ce faci? Nu-ți transpiră creierul? Nu prea am ce crezi să-mi transpire și pentru vară am șapcă cu căști, tot așa cu Bluetooth. O să le fac review într-un alt videoclip, dacă tot am cu ce să filmez acum. N-am putut să menționez. Ambele telefoane pe internet sunt cam sub 800 de lei, 780, 790, undeva pe acolo. Poate s-a mai schimbat prețul zilele astea. Am rămas uimit că s-a scumpit telefonul ăsta. Când l-am luat, eu l-am luat cu 700 de lei, acum e 800 de lei, deci am rămas uimit. Bun, cred că am zis cam tot ce era de zis de... și am mai zis că ăsta are Android 9. Deși nu prea sunt mare fan să am ultima versiune de sistem de operare, cum de eu folosesc continuare Windows 7, că ăsta îmi place mie. În fine, și l-am poreclit Jack 3 pentru că acum arată husa chiar că arată ca un Jack. În fine, și acum telefonul ăsta cu care filmez. Ar trebui să schimb acum telefonul care filmez, dar filmez doar cu ăsta că filmează mai bine. Huawei P9 Lite are cam așa, 3 GB memorie RAM, tot 16 memorie internă, ecran de 5.2 inch, Full HD, baterie de 3000 mAh,
Ceea ce nu prea îmi place că se consumă cam repede bateria. Parcă un pic mai repede ca la Samsung mi se consumă bateria. Bine, este și ecranul mai mare și rezoluția mai mare, dar nu este o problemă. Am bateria externă, am cablu de încărcare în mașină, deci nu-i mare baiu. Așa, camerele 8 pe față, 12 pe spate. Pentru cei curioși de unde l-am luat, nu o să vă spun de unde. Bine, totuși m-a întrebat careva, sta careva, cum am postat story-ul ăla. Mi-a dat careva mesaj pe Insta, mi-a dat un moderator mesaj. Bă, l-a luat abonament sau la free? Sau la liber? Nu l-a luat nici la abonament, nici la free, nici la mâna a doua, l-am primit. Pentru că, după cum vedeți, ascult rock, am 666 nume, prietenul meu din crăpăturile pământului, care are niște cazane cu zmoală, mi-a făcut cadou un telefon că mi-a rupt husa, că l-am promovat atâta. Bine, hai că am exagerat. Da, norocul meu de a fi YouTuber primește telefoane. Acum, o întrebare destul de bună. Probabil că unii ați vrea să mă întrebați. Foarte puțin, dar sunt sigur că unii să mă întrebați. Dacă aveam acum 800 de lei, îmi luam telefonul ăsta în schimbul Samsung-ului, ei bine nu. De ce? Pentru că e ca și cum aș face o trecere de la un, să zicem, de la o placă video 1050 Ti la un 1060. Diferență mare nu prea este pentru cam aceiași bani. Dacă aș fi strâns, să zicem, nu 800 de lei, vreo 1400 de lei, mi-aș luat un telefon mult mai puternic. Cam ăsta a fost clipul meu în pijamale. Pramatilor, sper că v-ați distrat cât a stat voi acasă acum pentru că coronavirus. Cine dă like va primi o corona din partea mea. Eu vă salut aici din camera mea, din bunkerul meu absolut jegos. Hai mă, prinde-te aici. V-am salut aici din bunkerul meu jegos. În tot acest timp am făcut reclamă la bețe pentru urechi. Am lăsat cutia asta aici, că am curățat camera. În fine, ne vom auzi data viitoare. Vă aștept părerea în comentarii. Care telefon vi se pare mai bun? Ce telefoane vă plac? Ce modele aveți voi? Ce părere aveți despre Huawei? E o trecere bună sau nu? Merită astea două telefoane aproximativ 800 de lei? Ce telefoane mi-aș fi recomandat la 1400 de lei, cum am zis eu, dacă era să fac upgrade? Ce telefon, de ce bani mi-aș fi luat? Și ce prea aveți despre chestia cu Samsung și America? Noile modele de Huawei nu o să mai aibă acces la Android. Și în caz că mă spiona Huawei, o să vadă că mă uit la midget porn și porno cu aborigeni. În fine, eu v-am salutat, vă iau adio din camera mea, absolut ca un bunker de după cel de-al doilea război mondial. Și ca mic bonus, pentru că am acum o cameră mai bună care pot să filmez, o să vă fac curând și review la chitară, pentru că m-a zăpăcit ce chitară am, ce model e, deși am făcut niște live-uri cu ea. În fine, am lungit-o prea mult, ne vom auzi data viitoare. Și-a filmat cu microfonul de la telefon, nu cu cel de la calculator, că am vrut să fac review cât mai complet. Hai, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!